Berbec, s-ar putea spune că în ceea ce privește sănătatea începeți săptămâna cu stângul. Fie sunteți prea prudenți cu sănătatea voastră, catalogând orice neplăcere minoră drept simptomul unei afecțiuni majore, fie sunteți neglijenți cu sănătatea voastră. Cert este că nu v-ar strica să vă stabiliți la acest nivel. Altfel, zilele de 22 și 23 s-ar putea să-și pună amprenta pe forma voastră fizică. Taur. În intervalul 24-26 iunie aveți parte de cod roșu în privința sănătății. Poate din dorința de a vă menaja și de a sta departe de tot ce înseamnă stres, veți fi tentați să deveniți prea iertători cu voi înșivă. Nu este nimic rău în a avea grijă de voi, dar când comoditatea devine un stil de viață, ar trebui să vă puneți unele semne de întrebare. Încercați să vă găsiți liniștea și să mai ieșiți din zona de confort. Gemeni, încercați să nu vă programați prea multe sarcini în weekendul acesta. Șansele sunt mari ca în zilele de 27 și 28 nivelul vostru de energie să nu fie cel scontat, motiv pentru care vă va fi destul de dificil să faceți față ieșirilor zgomotoase cu amicii, de exemplu. În schimb, va fi favorabilă o deconectare de la cotidian care să vă încarce bateriile nu doar la nivel mental, ci și la cel fizic. Rac, s-ar putea ca lucrurile pe care voi le spuneți sau vi le zic cei din jurul vostru în zilele de 22 și 23 să se bată cap în cap cu cele în care credeți voi ori cei din anturajul vostru, fapt care vă poate face să intrați într-o nebuloasă, fiindu-vă dificil astfel să discernați adevărul de minciună. Este de așteptat așadar ca aceste zile să vă tulbure puțin pe interior, dar căutați pe cât posibil să vă țineți capul la suprafață. Leu. În intervalul 24-26 iunie, convingerile voastre cu privire la unele chestiuni arzătoare ale momentului se pot schimba cu o viteză amețitoare, semn că sunteți destul de confuz în legătură cu ceea ce simțiți vis-a-vis de aceste subiecte. Dacă vă doriți să evitați eventualele dispute cu voi înșivă, dar și cu cei din jur, faceți-vă ordine în gânduri și în trăiri. Altfel, puteți avea parte de câteva zile chiar dezordonate. Fecioară, în zilele de 27 și 28 iunie ați putea primi unele mesaje sau avea parte de unele întâlniri surpriză care nu fac altceva decât să vă tulbure. S-ar putea să nu fie vorba de ceva grav, ci doar de lucruri care vă răscolesc, trădând unele trăiri și emoții pe care ați fi preferat să le păstrați numai pentru voi. Poate că acesta este semnalul că ați avea nevoie să nu vă mai ascundeți de latura voastră sensibilă. Balanță. Se pare că începutul de săptămână se arată destul de dificil, mai ales în ceea ce privește sănătatea. Dacă vă aflați deja sub tratament, s-ar putea să vă pierdeți încrederea în medicul curant, abătându-vă astfel de la indicațiile sale. În cazul în care vă gândiți să cereți o a doua părere, explicați-vă simptomele cât mai corect posibil, astfel încât să nu induceți doctorul în eroare. Scorpion. Mijlocul de săptămână, mai exact intervalul de zile 24-26 iunie, ar putea fi cel în care forma voastră fizică, respectiv cea mentală, nu se ridică la așteptările voastre. Încercați să vă țineți departe de sursele exterioare de stres și presiune, concentrându-vă pe recalibrarea interioară. Exercițiul fizic vă poate ajuta să vă eliberați de vibrațiile negative și să vă reîncărcați cu energie. Odihna activă este cheia. Săgetător, în zilele de 27 și 28 iunie, atitudinea voastră de învingători pare să fie pusă greu la încercare de tendința voastră de a vedea partea goală a paharului. Teama face parte rareori din spectrul vostru de trăiri, dar zilele acestea s-ar putea să faceți cunoștință cu ea. Din câte se pare totuși, multe dintre neliniștile voastre nu au un fundament real, semn că vă faceți griji pentru nimic. Nu ar strica să fiți mai raționali. Cap.
Capricorn. Felul în care gândesc și vi se adresează apropiații poate să-și spună cuvântul în felul în care vă simțiți în zilele de 22 și 23 iunie. Percepeți mai ușor decât credeți vibrațiile din spatele vorbelor pe care le rostesc ei în aceste zile, afectându-vă într-o manieră pe care păreți să nu o înțelegeți în totalitate. Fiți selectiv cu anturajele și locurile frecventate la începutul săptămânii. Vărsător, sănătatea pare să nu se numere printre domeniile de viață vizate de astre săptămâna aceasta, dar nu înseamnă că trebuie să lăsați garda jos când vine vorba de prevenție. Felul în care gândiți și lucrurile pe care le spuneți funcționează ca un magnet care poate atrage atât bunăstare fizică și mentală, cât și disconfort. Depinde de voi în ce direcție îndreptați puterea voastră de vizualizare. Pești. Filozofia voastră de viață și felul în care priviți provocările destinului pot avea un impact major în zilele de 27 și 28 iunie în procesul de vindecare sau de menținere a formei fizice, dar și mentale. Dacă vedeți partea bună a lucrurilor și evitați să fiți fataliști, progresele nu vor întârzia să apară. Totul ține de felul în care vă educați mintea să catalogheze eventualele încercări la care puteți fi supuși.